Este aproape imposibil ca în zilele noastre să nu fie auzit măcar o dată despre procesul de mumificare al Egiptului antic. Grija cu care civilizația avea grijă de trupurile decedaților a fascinat arheologii timp de secole întregi, însă ei nu erau singurii care efectuau proceduri asemănătoare. De fapt, chiar și preoții budiști ai Japoniei practicau mumificarea, deși se deosebea într-un aspect major cu ceea ce făceau egiptenii antici. Preoții japonezi nu mumificau un trup decedat, ci începeau procesul când persoana încă era vie. Acest lucru a fost făcut pentru a se atinge mult râvnita puritate și, într-un fel, viața veșnică. Mumificarea în jurul lumii. Practica de a păstra un corp ca mumie a fost răspândită pe tot globul și de-a lungul mai multor perioade de timp. Civilizații precum incașii, aborigenii australieni, astecii, africanii și europenii antici au practicat un fel sau altul de mumificare timp de mii de ani pentru a onora și păstra trupurile morților. Ritualurile de mumificare variau în funcție de cultură și se crede că unele și-au mumificat toți cetățenii, în timp ce altele păstrau obiceiul doar pentru cei mai bogați sau cei mai importanți oameni. Din moment ce bacteriile care promovează putrezirea nu pot trăi la temperaturi extreme, uneori mumificarea a avut loc complet întâmplător. De exemplu, în Guanajuato a fost găsită o colecție de peste 100 de mumii găsite îngropate în criptele supraterane din Mexic. Acele cadavre nu au fost mumificate intenționat, ci se crede că fie căldura extremă, fie depozitele geologice bogate de sulf și alte minerale ale zonei au stimulat procesul de mumificare. Cea mai notabilă civilizație care practica obiceiul este desigur Egiptul antic, cunoscut pentru modul în care aveau grijă de trupurile faraonilor după moarte. Ei scoteau toate organele interne ale unui cadavru cu excepția inimii și acopereau trupul cu sare pentru a elimina orice urmă de apă. Acest lucru era efectuat deoarece egiptenii credeau că moartea nu este sfârșitul, ci doar un nou început, iar faraonul va avea nevoie de trupul său în viața de apoi. Motivul pentru care inima era păstrată este pentru că, privit credințelor lor, ea va fi folosită pentru a cântări păcatele acuzatului. Dacă inima este mai grea decât o pană, sufletul decedatului va dispărea pentru totdeauna. Dar dacă opusul este adevărat, el va putea continua către paradis. Mumificarea preoților Shingon. Deși nu este cea mai cunoscută sectă religioasă care practica mumificarea, putem spune cu siguranță că procesul călugărilor japonezi Shingon din Yamagata a fost printre cele mai interesante. Asta pentru că nu s-au limitat la simplele cadavre, ci câțiva practicanți au reușit să se mumifice încă de când erau în viață. Căutând răscumpărarea pentru mântuirea omenirii, călugării aflați pe calea către Shokushimbutsu credeau că acest act de sacrificiu le va oferi acces la raiul Tusita, unde vor trăi 1,6 milioane de ani și vor fi binecuvântați cu capacitatea de a proteja oamenii de pe pământ. Pentru a putea ajunge în acea locație legendară, călugărul avea nevoie de un spirit puternic și pur, dar și de trupul lor fizic. Din acest motiv, ei au pornit într-o călătorie pe cât de devotată, pe atât de dureroasă, mumificându-se din interior spre exterior pentru a preveni descompunerea după moarte. Procesul dura cel puțin 3 ani, metoda s-a perfecționat de-a lungul secolelor și s-a adaptat climatului japonez umed, de obicei nepotrivit pentru mumificarea unui corp. Potrivit legendei, practica a originat de la un călugăr din secolul al IX-lea pe nume Kukai, cunoscut postum sub numele de Kobo Daishi, care a fondat școala ezoterică a budismului Shingon în 806. În secolul al XI-lea a apărut o hagiografie a lui Kukai care susținea că, la moartea sa în 835, călugărul nu a murit cu adevărat, ci s-a târât în mormântul său și a intrat în Nyūjō, o stare de meditație atât de profundă încât putea induce anabioza. Conform acestei hagiografii, Kukai plănuiește să se reîntoarcă în aproximativ 5,67 milioane de ani pentru a introduce un număr predeterminat de suflete în nirvana.
prima încercare înregistrată de a deveni un soku Shimbutsu prin actul de automumificare a avut loc la sfârșitul secolului al XI-lea. În anul 1081, un bărbat pe nume Shōjin a încercat să-l urmeze pe Kukai în Nyūjō, îngropându-se de viu. Și el spera să se reîntoarcă într-un viitor îndepărtat pentru binele omenirii, dar când discipolii lui Shōjin s-au dus să-i recupereze trupul, au observat că maestrul lor putrezise. Metoda utilizată de călugărul legendar nu a fost niciodată dezvăluită, așa că au mai fost nevoie de încă două secole de încercări pentru ca cineva să-și dea seama cum să se mumifice și, conform credințelor, să înșele moartea pentru a intra într-o stare de meditație eternă. Deci, cum este realizat acest lucru? Ei bine, cu siguranță nu trebuie menționat, însă este un proces extrem de lung și extrem de dureros, o adevărată dovadă a disciplinei și dedicației unor oameni. Pentru a începe procesul de automumificare care ar fi durat 3 ani, călugării urmau să adopte o dietă cunoscută sub numele de Mokujikijo sau mâncător de copaci. Căutând hrană prin pădurile din apropiere, practicanții supraviețuiau doar prin rădăcinile copacilor, nuci, fructe de pădure, scoarța copacilor și ace de pin, deci ceea ce puteau găsi deja în natură. Această dietă extremă servea două scopuri. Mai întâi a început pregătirea biologică a organismului pentru mumificare, deoarece elimina orice urmă de grăsime și de mușchi. De asemenea, a prevenit descompunerea viitoare împiedicând dezvoltarea bacteriilor care apar în mod natural în organism. Dintr-o perspectivă spirituală, acest regim era menit să întărească spiritul și să distanțeze practicantul de lumea materială. Această dietă ar dura de obicei 1000 de zile, deși unii călugări ar repeta cursul de încă 2 sau 3 ori pentru a se pregăti mai bine pentru următoarea fază a Soku Shimbutsu. După ciclul final, călugărul a renunțat la toate alimentele, ar bea o cantitate limitată de apă salinizată timp de 100 de zile și desigur ar medita în timp ce aștepta să moară. Mulți cred că în această etapă unii adepți au băut ceai făcut din scoarță de copac, Toxicodendron vermiculum. Scoarța sa conține același compus toxic care face iedera otrăvitoare atât de otrăvitoare, iar dacă era ingerat de călugări ar fi grăbit moartea și le-ar fi făcut corpul mai puțin ospitalier pentru bacteriile și paraziții care ajută la descompunere. Când credinciosul simțea că moartea se apropie, discipolii săi îl coborau într-o cutie de pin la fundul unei gropi de 3 metri adâncime. După asta împachetau cărbune în jurul cutiei, introduceau o cale pentru aer din bambus prin capac și își îngropau de viu stăpânul. Stând în întuneric total, călugărul medita și suna în mod regulat un clopoțel pentru a semnala că este încă în viață. Când sunetul înceta, discipolii deschideau mormântul pentru a confirma moartea maestrului lor, înlăturau căile respiratorii de bambus și sigilau mormântul. 1000 de zile mai târziu, călugărul avea să fie dezgropat și inspectat pentru semne de degradare. Dacă s-ar găsi vreun astfel de semn, cadavrul ar fi exorcizat și reîngropat, dar dacă nu, corpul era determinat un adevărat Soku Shimbutsu și consacrat. Este estimat că între anii 1081 și 1903, 17 călugări au reușit să se automumifice, deși numărul real ar putea fi chiar mai mare de atât, deoarece este puțin probabil ca fiecare cadavru să fi fost recuperat. Ultima persoană care a devenit Soku Shimbutsu a făcut-o ilegal. Un călugăr pe nume Bukai a murit în 1903, la mai bine de 3 decenii după ce ritualul a fost criminalizat în timpul restaurației Meiji, deoarece noul guvern l-a considerat barbar și înapoiat. Din acest motiv, sacrificiul călugărului nu a fost apreciat de majoritatea persoanelor care l-au considerat un nebun. Rămășițele sale au fost dezgropate abia în 1961 de o echipă de cercetători de la Universitatea Tohoku, care au fost uimiți de starea impecabilă a lui Bakai. Deși a intrat în Nyūjō Yamagata, rămășițele sale se află acum în Kanonji din prefectura Niigata vecină.
Există 16 Sokushinbutsu existenți în Japonia, dintre care 13 se află în regiunea Tohoku, unul dintre cele mai vechi, dar și cel mai bine conservat dintre acești călugări mumificați se găsește la Dainichibo. Numele lui este Shin-Yokai și a intrat în Nyūjō în 1783 la vârsta de 96 de ani. Ca toți ceilalți, el stă în poziția lotus într-o cutie de pe un mic altar din templul care îl îngrijește. Pielea lui este de un gri cenușiu strânsă peste oasele mâinilor, încheieturilor și a feței. Un alt exemplu este Sanga Tenzin, un călugăr budist care a efectuat un proces similar despre care se crede că ar avea peste 550 de ani. Concluzie. Când privim dedicația unor persoane precum călugării budiști care au practicat acest proces agonizant, nu avem cum să nu fim impresionați de tăria lor. Desigur, poate am considera că totul a fost făcut pentru nimic. Însă nimeni nu ar fi încercat măcar ceva atât de dificil dacă nu ar fi fost dedicat în totalitate credințelor sale. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.